Am găsit. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, a desfășurat o amplă acțiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în obținerea ilegală de fonduri nerambursabile garantate de bugetul de stat printr-un program de finanțare, transmite Poliția Capitală. În cadrul acestei acțiuni vor fi puse în executare 42 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Galați, Maramureș, Suceava, Neamț, Vaslui și Iași. La data de 28 iunie anul curent s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 38 de suspecți persoane fizice și juridice. În cauze se efectuează cercetări sub supravegherea parchetului de pe lângă în alta curte de casație și justiție, secția de urmărire penală și criminalistică, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri și spălarea banilor. În urma cercetărilor a rezultat faptul că în perioada anilor 2019-2020 pe teritoriul României s-a constituit un grup infracțional organizat care, în realizarea aceleiași rezoluții, prin intermediul mai multor societăți comerciale ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile garantate de bugetul de stat în quantum total de peste 1,5% și 7 milioane lei printr-un program de finanțare. Suportul de specialitate este asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. La acțiune participă polițiști ai Inspectoratelor de Poliție Județene Iași, Galați, Maramureș, Suceava, Neamț și Vaslui. De asemenea, activitățile beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Vlad Țepeș.